crescut cheltuielile cu chiriile cu 26%, cu personalul, mă refer la transportul la și de la locul de muncă cu 49%, cu mentenanța cu 69%, iar cu combustibilul cu 14,33%. Deci cheltuielile au crescut. N-ar fi o problemă dacă aceste cheltuieli, așa cum v-am spus, s-ar fi reflectat în creșterea gradului de siguranță publică a cetățeanului. În acest moment, șefii de post sunt cei propuși, sunt aceiași care au fost și înainte? Nu, în toate situațiile. Criteriul care a stat la baza împuternicirii pe o perioadă până la organizarea concursului a fost criteriul competenței. Deci nu în toate situațiile sunt aceiași care au ocupat funcțiile de șef de post până la reorganizarea